Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci uite că ne-a scăpat o întâmplare definitorie pentru conceptul nostru de Republica Fantastică România. Cât eram noi la Timișoara ocupați cu capitala europeană a culturii, foarte frumos, capitala foarte românească a Republicii Fantastice s-a mutat în curtea Registrului Auto Român, la sediul din Calea Griviței, unde toți bucureștenii știu că se află un sediu rar. Mă rog, acolo este sediu central rar. Da. Și este și unul din sediile de București, sau sediul de București, mai era ceva pe la Voluntar, nu știu dacă mai e, în fine, nu contează, ok. Ei bine, băi, este, mi se pare, deci știrea asta este Dumnezeu. Nu-mi pot imagina cum se întâmplă așa ceva, dar uite că s-a întâmplat. Deci, aici a acționat, an la rând, un individ care pretindea că este șef la Registrul Auto Român. Șef de lucrări, spun procurorii, dar care nu fusese niciodată angajat al acestei instituții. Deci el avea inclusiv un birou în sediul rar din Grivița. Tu vorbești serios, că una e să întâmpini mașini, să zici că... avea un birou în sediul rar din Grivița, de 30 de ani pretindea că lucrează acolo și probabil că și promovase în ultimii 30 de ani. Când au făcut sediu acolo, poate l-au găsit, poate l-au găsit acolo. Este uluitor, uluitor. Persoana respectivă, un bărbat, 57 de anișori, el coordona și dădea ordine inspectorilor de la RAR, rezolva înmatriculări pe nașpa și pe șpagă pentru autovehicule care fie nu puteau fi matriculate, fie erau matriculate la altă categorie. Și procurorii au documentat deocamdată peste 300 de autovehicule care au fost puse în circulație în afara legii. Și aparent toată povestea a început, dar mă întreb de ce după atâta timp, când au oprit sau au fost oprite mai multe mașini în trafic și nu corespundea, adică ce scria în talon nu corespundea cu mașina respectivă, că era alt total sau alt euro sau... Și pentru fiecare mașină verificată în felul ăsta la șto și pe șpagă, suspectul pretindea între 600 și 7000 de lei, pe care probabil că îi împărțea și cu alții, că doar nu ținea doar pentru el, deși ca șef, cred că își ținea... Plătea chiria la birou. Plus asta, da, consumabilele nu știu ce, și ca șef își lua partea leului. Corect. Dar mai dădea și la subordonat, să fie și subordonații mulțumiți. Mamă, știi cum e dacă ai una de asta pe zi? Una pe zi, nici nu-ți trebuie mai mult. Mă, în 30 de ani. Deci omul a făcut o carieră. Una pe zi în 30 de ani. Polițiștii de la serviciul rutier Ilfov au chemat la audier 400 de persoane în încercarea de a lămuri detaliile acestei afaceri uluitoare. Deci omul venea zilnic la muncă, unde toată lumea îl știa, inclusiv paznicii, de la paznici la alți inspectori de pe acolo, îl știau de șef. Și părea chiar un duri, se spunea el capul de tutti capii. Ce probleme rezolva el capo? Citez. Este suspectat și va fi acuzat că ar fi rezolvat înmatricularea de mașini cu masă maximă autorizată mai mică decât cea reală, astfel încât să poată fi conduse cu permis de categoria B. Deci omul punea în circulație, ajuta să intre în circulație mașini conduse de oameni care nu se pricepeau să conducă mașinile respective. Autovehicule de tip basculantă ar fi fost transformate fără omologări în platforme de transport auto. Îmi imaginez că nu era vorba totuși de basculante de alea uriașe, dar sunt niște dubițe care au în spate o platformă care basculează, cu care se mai cară nisip la șantiere sau diferite alte. Adică nu vă imaginați basculanta de 10 tone sau de 7 tone. Le mai vedem prin oraș. Ele au făcut platforme auto. Mașini non-euro ar fi fost încadrate în norme de poluare superioare, sau adică în loc de non-euro îl punea la Euro 3. Luca, știi ceva cu mașinile tale să euro? Sau ar fi fost transformate contrar legii în auto-utilitare, în scopul achitării unor taxe și impozite mai mici. Asta când s-au mărit impozitele, atunci își făceau boșii BMW-uri X6 sau nu știu ce, făceau auto-utilitare, răbatau bancheta, se duceau la rar, eu făceau, uite, de ce ăsta se ocupa cu asta? Da, ca să vezi. Am și eu o cunoștință care are o mașină V6, nu știu cât are... 3.000-4.000 de centimetri cubi, o chestie de genul ăsta, este un pick-up, trac, mare, modern, fiță, treburi, nu știu ce. Și vorbeam și la un dat am ajuns la asta, am întrebat, da, nu e impozitul cam mare la mașina asta? Adică cred că plătești impozit mult. Și mi-a zis, nu mă, că am făcut o auto-utilitară. L-a rezolvat el capul de tutti capii. Da, adică sunt curios câte din pick-up tracurile astea de lux, că sunt chiar de lux, în mașini care costă 80.000 de euro. Cineva care își deschide un business și are nevoie de o pick-up truck mai vechi ca să transporte marfă, o sculă, o betonieră mică, un generator, ceva de genul ăsta, un șantierist să umble cu ea pe câmp, cu mașina asta pe câmp, și o sculă de 80.000 de euro, înțelegi, supraînălțată, cu jante de alea de nu știu cât cromate, adică alea sunt în mod evident făcute pentru show-off, ca să te dai șmecher, cum sunt pantofii aia de, cu taguri, știi? Exact, dar show-off-ul se oprește la plata impozitelor. Cum era în anii 90 când își luau oamenii telefoane Nokia Communicator și n-aveau abonament, n-aveau nici unități pe cartelă, să dea un bip pe nou la tine, asta, dăm și mie, te rog să dau. Da, show-off-ul ăla era, trebuia să ai Communicator, banană, ce mai erau atunci la Eu n-am nimic împotriva oamenilor care vor să-și cumpere mașini scumpe, ok, este, dacă au banii și pot să o facă, e treaba lor. Să-și cumpere mașini scumpe, se simtă bine. În mod evident, o mașină foarte scumpă are niște avantaje, e mai confortabilă, are altă dinamică decât o mașină ieftină, treaba lor. Dar plătim și taxele pentru mașinile respective? Adică, serios, hai să fim șmecheri până la capăt. Adică, dacă suntem șmecheri și vrem să fim mai buni ca toți ceilalți, hai să și plătim taxele cuvenite pentru asta, să fim mai buni și plătim legea. În sfârșit, bomboana pe cireașă la descindere, procurorii și polițiștii l-au saltat pe pretinsul șef de la RAR, il capo de tutti capi, era în atelierul de mecanică de la Grivița, unde supraveghea o nouă lucrare. A, era pe poziții, cum ar veni. Păi auzi, da, șef la RAR, cine e până la urmă? Mă, nu știu cine e șef la RAR, dar aș vrea să ne gândim cum funcționează totuși. Asta este totuși o instituție foarte importantă în statul român. Nu știu care este regimul ei, dacă e regie de utilitate publică, dacă e instituție integral de stat, nu-mi dau seama. Dar este clar, acționează în baza unor legi clare și se ocupă... Și foarte stricte. E genul ăla de instituție unde te duci un pic cu teamă, că nu știi. Te duci cu mașina, știi? Păi, Doamne ferește, a pus un an în plus. Da, domnule, dacă nu așa iese. Este. Adică eu nu m-aș fi gândit niciodată că la RAR, acolo unde au ăia, acum sunt dotații electronică, să zic. Scrofuloși la datorie. Exact. Măsoară la miligram. Că poți să te duci să faci ceva. Exact. Știi? Nu m-aș fi gândit la chestia asta. Băi, unul și-a deschis birou privat de șpag în curtea instituției și face asta de ani și ani de zile. Adică mi-am făcut ITP-urile la chestiile astea mai mici, pe străduțe. Știi că sunt tot soiul de ateliere de genul ăsta și aia acolo îmi explică. Nu poți să vii oricând. Vii, te țin, au timp de așteptare. Tocmai ca să nu fie suspiciuni. Și edita mai sediu RAR, unde găsești pe băiatul ăsta. De asta-s curios, cine e șef la RAR sau dacă au șef la RAR de adevărat. Sau când trebuie să-ți faci la ITP, la orice fel de service, te programezi la ITP și întreb cât durează. Și ăla spune, ITP-ul durează 30 de minute. Dar dacă este blocată mașina prin soft de cei de la RAR care vin de la inspecție, nu știm cât durează. Deci pregătește-te pentru orice situație, știi? Da, și uite, deci totul, softuri, control, chestii... Și el are birou în sediu RAR, înțelegi? Are în curtea RAR birou de luat șpagă și de organizat șpagă, înțelegi? Cum e posibil așa ceva? Și chestii care durează de ani și ani de zile. Nu că s-a întâmplat, a luat o șpagă și a fugit. Bă, era organizat acolo, era omul lor. Îți dai seama că știa atât de bine sistemul, în 30 de ani s-a adaptat la fiecare schimbare a sistemului. Adică nu e ca și cum a luat jucăria și nu știa ce să facă. Alți șefi incompetenți au fost dați afară. Bravo, Neatase al nostru, e aici de 30 de ani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.